Bună seara, dragi prieteni și neprieteni! Am revenit dintr-o deplasare în Italia și am trecut până la cimitir să văd ce s-a mai întâmplat pe aici. Și uitați-vă ce am descoperit. Este groaznic și este grav. Aceste banere pe care am scris cimitirul eroilor, pentru ca toată lumea să știe că aici este cimitir, au fost date jos la pământ. Țeava de metal a fost ruptă. Mergem mai jos. Acest baner a fost tăiat. Iar gunoiul, deșeurile și mizeria sunt la ele acasă. Uitați-vă în ce se preface acest cimitir al eroilor. Aceste pungi au fost colectate de noi. După cum vedeți, am strâns și gura sacului ca să nu se desfacă, dar cineva a rupt această pungă și cealaltă pungă și cealaltă pungă. Le-a rupt pe toate și iată deșeurile s-au împrăștiat pe toată suprafața acestui cimitir. Nu mai vorbesc de faptul că toate instrumentele, toate materialele care au mai rămas pe aici folosite au fost aruncate și împrăștiate. Iată este gunoi aici. Iată este gunoi și aici. Gunoi și aici, gunoi pe în jurul coșului de gunoi pe care l-am pus noi. Toate sunt împrăștiate, aruncate. Iată în ce hal ajunge acest cimitir al eroilor pe care noi l-am adus la starea pe care o vedeți dumneavoastră în clipa de față. Eram pe ultima sută de metri a reparației acestui cimitir pe care l-am stopat pentru că avem în ghilimele de rigoare bravi patrioți care ne pun piedici în reparație. Iată, banerele sunt la pământ. Sunt date jos. Mai mult decât atât, noi am prins aceste banere cu lanțuri de metal. Iată-le, le vedeți aici. Lanțurile au fost rupte. După cum vedeți, lanțul nu mai este prezent la aceste banere. Lanțurile au fost rupte. Lanțurile au fost rupte. Banerul a fost rupt și dat jos la pământ. Desigur am putea să spunem că asta este ploaia. Desigur am putea să spunem că asta este vijelia și furtuna. Dar mă îndoiesc că ploaia, vijelia și furtuna este capabilă să execute o asemenea tăietură minunată dreaptă pe tot acest banner, pe care nu aveți niciun mesaj politic. Uitați-vă cât de neutru și de împăciuitor este acest mesaj. Cerul albastru, iarba verde pe câmpie și complexul memorial, cimitirul eroilor. Nu am scris nimic despre unire, despre România sau ceva care ar putea stârni o nemulțumire a unora sau altora. La fel și pungile respective, care nu se mai strâng din clipa în care noi am fost nevoiți să stopăm aceste lucrări la cimitir. Iată în ce s-a transformat la câteva zile distanță acest cimitir al eroilor. Vom reveni săptămânal cu clipuri video pentru ca să vă arătăm în ce se va transforma, din păcate, acest cimitir datorită, în ghilimele, implicării celor care au cerut stoparea lucrărilor, mai exact, Comitetul pentru Salvarea Cimitirului Eroilor, în persoana domnului Veaceslav Verlan și a companiei respective. În același timp, vreau să vă spun că noi neapărat vom reveni asupra acestui șantier și îl vom duce la bun sfârșit. Nu înainte însă de a demasca toată fără de legea, nedreptatea și ura cu care au acționat aceste persoane, pentru că acest șantier, această muncă colosală pe care am depus-o 7 luni de zile, împreună cu 170 de oameni care au contribuit din banii lor pentru ca această construcție să existe, să fie făcută capital, să fie făcută frumos și bine, așa cum o vedeți în clipa de față. Deși înainte să venim noi aici, era o ruină. Neapărat vom duce până la bun sfârșit acest proiect, după ce vom demasca acești falși, acești trădători și acești mizerabili. Mâine vom evacua aceste banere de aici pentru ca să nu fie furate. Pentru că inclusiv această carcasă de metal costă niște bănuți. Le vom repara, bineînțeles.
și le vom folosi în continuare pentru alte proiecte. Din păcate, vom fi nevoiți să evacuăm aceste banere din motiv că pot fi distruse sau chiar furate. Lanțurile rupte, carcasa ruptă, bannerul tăiat, gunoiește și mizerie. Iată în ce se transformă cimitirul eroilor. Bravo, Vyacheslav Verlan, bravo, Comitetul pentru Salvarea Cimitirului Eroilor. Iată s-a aprins și lumina pe care am instalat-o împreună cu pretura sectorului Botanica în timpul cât a fost condusă de Oleg Rațoi, căruia vreau să-i mulțumesc pentru implicare în restabilirea acestui cimitir. Apropo, tot împreună cu Oleg Rațoi de la pretura sectorului Botanica, am instalat și aceste ghiveciuri de beton pentru că aici era parcare, pentru că aici se fuma, pentru că aici era loc de unde porneau microbuzele spre Europa. Astăzi aici este loc de odihnă, oamenii stau pe scaune, se odihnesc, avem coșuri de gunoi, avem iluminare și nu mai avem o parcare în locul unui cimitir. Salutări cu drag din Chișinău, dați mai departe acest mesaj și nu uitați că în fiecare de noi bate o inimă de român. Important e să le facem să bată în unison.